Mi-am întrebat de fiind și de Părinte. Pentru că după ce m-am cunoscut, am fost efectiv ca om cățel, cel sunt peste Părinte. Așteptam să fie fiile dimineață de soția și să fie să fiu sunat și să plec ori de cota. Cine trebuie la orice putin și mai critică, deci sunt și răzit și sunt și bun și de emoții. Deci am fost cu 6 ani înainte să plece la Domnul, în 96, când mi-am botezat un copil pe aici la Biserica de Clasă de Zidrestul, băiatul, exact dacă am spate la Lumânări de Lumânăvitea, nu mai merg în biserică. Și în timp ce făcea acolo pentru programarea botezului, mă tinsura așa mai frumos, nu știu iată să nu. Ce studiam, ce mă ocup și așa mai departe. Și la sfârșit, lucru care m-a surprins așa puțin, am făcut următoarea afirmație. Deci sunteți un fel de om de afaceri. Mi s-a părut așa foarte ciudat de exprimare și mai ales totul pe care mi-a fost pus întrebarea. Și m-am pus puțin descoperit și după aceea mi-am dat venit cu propunerea. Spunându-l că dacă nu merg la biserică, la Sfântă Liturghie, ce ar fi dacă aș veni aici, la Sfântă Liturghie, la Sfântul Sfântul, să văd cum este. Mă cred că propunerea, deci, sincer, la lucrurile respectiv, să ne-am văzut la o teză, la cele lucruri să se întâmple, dar m-a impresionat, dar m-a foarte impresionat de tonitatea vocii părintelui și mai ales de atâtea măcărora mea. Bineînțeles că la următoarea duminică m-am prezentat acolo între cele două uși. Părintele vorbea, s-a oprit din cuvânt și zice, la orice, poftiți în față de la orice. Îl lasă mă că lumea să uita la mine. Cine este ăsta din tine așa și am lăsat că mă am făcut vreo câțiva pași. Nu, 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 acolo, vedeți aici, în față. Și a venit în față. Și a fost foarte bine. Era doar duminică și el a fost identic. Și la treia era mai așa, că a venit în față, că nu am ce să fac, asta a fost. Și așa am început să vin la biserică. Eu care nu vreau decât de Paște, de Crăciun, la mulți, am fost și mi-am luat pe prietenul ăsta. Aveam o sănătă pusă de către Duminică, un care e o activă, prima, cel ca și pe tata, care mi-a dat la 10 ani, când am prins 10 ani, un nou testament cu sang. Și mai, nu știu, dacă de rușine neapărat, dar făceam așa o duci de zi, pentru că avem acolo Evanghelia zile și în fiecare zi, de când am primit-o, am tot făcut lucrul acesta, pentru că nu știam că sunt, deci, 20 de ani, de 20 de ani făceam lucrul ăsta. Dar acum s-a întâmplat lucrul acesta, adică am cunoscut pe părinte și am început să vin la, am început să vin la biserică. După ceva timp, într-o anumită conjunctură, am avut ocazia să îmi dai poziția sa, mașina să duc undeva. Și atât a fost pentru că, în momentul, m-am mai despărțit, m-am spus, adică am fost, am simțit că mă trecea ca un magnet, așa și am simțit că acolo este sensul vieții mele. În direcția aceasta, trebuie să fie o parte de, de părintele, pentru că era un om extraordinar. Adică, legam de acasă, de aici de la Casa Colegială, ne întâlneam cu cercetori, țigani, sunt orientați, oameni simpli pe stradă, să oprea, vorbea cu ei și peste o jumătate de oră eram, nu știu ce, ambasadă sau la patriat, fie la patriat sau chiar la președinte. Și pur și simplu nu făcea distinție. Deci era, se comporta identic cu toată lumea. Și acum am ascultat așa puțin în câteva ceasurile de parte de șoferii, să zicem așa. Adică, de exemplu, mergeam noaptea, veneam noaptea din țară și îl auzeam că dormea la un somn așa ușor și la o seară, întreabă la o mâine, așa puțin, fratele Orică are ce să te mâncă tare lor. Și era, într-adevăr, la o grantă, era
chestia asta. Ce a fost cum era de pur și simplu, că în momentul când se trezea, spunea omul care este. Indiferent că nu se vedea niciun panou, un indicator care să spună lucrul acesta. Vreau să iau puțin și ce sunt doar... Acum, să te uitați că sunt lucruri mai, poate mai lumește, dar poate lucrurile astea să știu mai puțin. Ce se întâmplă când mergeam la o benzinărie, unde era necesar să meargă prietenul la toaletă, avea o mică de putință, mă spune sfârșit așa, și trebuia să ajungă la toaletă. Și spuneam, mergi cu inspecție. Inspecție însemna, duceam, vedeam să fie în benzinărie, la toaletă, bineînțeles, să nu fie nimeni, și așa mai departe. Le-am spuneam că dacă te arăți, se ducea așa, după raftă, după mă mult la toaletă. Ei, dacă ducea, era un om cu tot persoana cu stații, te-au la mine, să-ți girau așa, și păi trebuie de multă care avea ce să facă. Era deja pus în fața lui mine, cât vrea să fie, el ne-a observat cu prezența de Sonia. Mi-aduc aminte de o conferință pe care am avut-o la Oradea, unde după conferință fiind târziu, era fusese într-o joi de anul Michel, ne-am plasat la un hotel, două camere, unde patronul era protestant. Pentru că, mai mult ca sigur, fiindcă la fiecare pat, pe rotie era câte o Biblie protestant, deci cum să știți. Dimineața, de dimineață, bătăi nu știu, dimineața, dimineața, nu știu, la șapte, la șapte jumătate, cam așa, și după conferință să te și cu masă, tot după la ora 1, bătăi și tu, nu știu, era părintele, impecabil, straie, pregătit de drum, ca să vedea că totul este rămas. M-am auzit de răutul și nu știa ce să mai facă. Eram în pijamale, deci eram cum se trezi din somn. Și părintele, nu pot să spune decât atât că sunt niște cărți greșite pe notiere de tot hotelul, sau cel puțin la sunt cărți. Și nu era cu la mine să trebuie, așa, pentru că fotoliu, exact o oră trebuie. După ce trezit, am coborât. Am să plecăm pentru că aveam făcut asta. Indiferent de unde eram, de departe, sunt trece puțin, mai repede, să prindem o lecuță din jur. Părinte, nu știu mai bine, când trezia de primul și... Și... am coborât. Eu m-am dus la mașina din parcare și părintele m-a ieșat. Dacă am zis că mai s-a pus la mașina cu trac, era avea o figură, o față total diferită de toată degeaba care te ține dimineața. De ce? Se conversa cu o doamnă de la recepție, era sigur o producție din tot hotelul. Și i-a dat niște cărți cu o bucurie extraordinară, însă, pomenii, în sfârșit, n-am avut despre sunt de lui de acolo și nu mai am vorbit despre inteligență, că aveau... Adică, efectiv, pare că aș găsise influența salvatoare cu ce era acolo. A fost foarte bucuros. Și am plecat să-mi București. Și am ajuns un vizător, că era de pe lucruși de ora, dar, pe care să-mi zice, era și destul de... Era și destul de târziu. Am ajuns la Părintele Cuțel de Slujbă, cum spunea Sfinția asta. Cel mai mult mă impresionat din punctul ăsta de vedere al plecărilor de acasă, nu trebuie să rămâne dimineții. Pentru că dimineața plecam de acasă și spunea haide să fie puțin, nu știu să zice rugăciune de dimineața așa în vânt. Și încercam. Și acum că nu începeam. Și când era bucurie rugăciune, pe loc de-a făcut în partea treaptă, știu frate la proiectul, că simți ceea ce simți, pentru că și le simți acum același lucru. Lucrul ăsta mă cumplește. Invariant, când eram doi, îmi spunea frate la proiectul. Dacă părerea ta de persoană era domnul la proiectul, domnul inginer și așa mai departe. În ultimul an m-am cumpleșit în metri. Deci, nu m-am spus din cuvintele astea, indiferent de aia, în cărucior fiind, și fără asta, cum mă simțeam eu, să zic că mie părintele care îl cumete. În fine.
Cine. Tot aș vrea de fapt să te jur de șuferie. Le-am dat la de la o conferință de tema teologie, biologie. Și l-am văzut destul de îngândurat așa, la mașină. Am pus ceva pe metri și l-am întrebat, mă frământ o întrebare. Ce părere ai? De ce nu se strică miere? Uite, frate, nu zici de ce fiul să zic, pentru că e făcută de fecioare. Asta este, e făcută de fecioare și fost atât de miși. Iar așa a rămas, adică nu mă așteptam. Sunt lucruri pe care, ca acesta, zeci poate sute. Era
care miros că să mișcă, să mișcase mult, mult de tot. Ca Duh tare. Tot de la spovedanie, nu spun așa de la spovedanie, dar nu e, asta e chiar o chestie, mai jucam din când în când la mutelic, mai bine am putut bine pe loc. Și la mutelic, n-am mai jucat, jucam acum un scop. Și am tot o zi, părintele și părintele, de ce? I-a zis, părintele, astea sunt jocuri, deci sunt meciuri, sunt... Și foarte mirat așa, s-a devenit o privire, și într-o zi, măi, am tot așa, a devenit un fel de ghișeală, cum spunea părintele, Thank you.
Da, despre lucrarea de licență. Lucrarea de licență a avut direct cu concordanță cu ceea ce trebuie să mă duc cu vocația de licență pentru ochii și sunt la Părintele Galilu, care a fost tipărită în anul central al unui bisericii, binecuvântarea Părintele cu Părintele Nicolae în 2004, și care a avut o mare bucurie atunci, că nici nu mă așteptam până la urmă. Și tot legat de lucrul ăsta, ca să nu trec peste el așa, a fost foarte interesant momentul în care Părintele Publicii de Iosif, Părintele din Galilu, ne-a rânduit numărul la fiecare parte. Și erau eu și Părintele și cu Doamna Proveta, să spun doamna din... Cred că așa. Da. Și a zis tu, Laurențiu, să mergi la Părintele Constantin Dragă. Ba nu, nu mergi la Părintele Nicolae. Și-a variat așa, abia așa se oare, a spus la final de Părintele Nicolae. Pentru mine, Părintele Nicolae a fost ca omul și pentru mine și pentru familia mea. Să nu mi-i spun, da. Așa cred că Părintele avea multe viziuni în față, ceva așa, pe care în timpul vieții sau când era putere, nu prea le-a arătat. Dar duceam în zbutul ăla cu căruciorul și când ieșea din spate, diverse oameni, diverse probleme, Dumnezeu nu le-a așteptat. Și îl pare de care e o femeie care a spus că fata ei este plecată în Spania, s-a făcut bogată de aducinte și că nu mai știe când ea are de unul de zile când a plecat. Nu știe nici măcar dacă trăiește. Și atunci părintele care în căruciul fiind nu mai avea o... avea pe finalul religios așa. A indicat că spui de jeți. Femeie, dar fata dacă trăiește. M-am făcut să cred că trăiește mai mult decât să mă apuc pe respire. Adică am fost convins la acea trecută că fata respectivă de oameni trece. A fost prima oară când am fost prorocit, după adevărat. Cum pe ultima sută de minute s-au întâmplat mai multe lucruri, să zicem așa, inclusiv, nu știu dacă o să fac și chestia asta, poate că n-am trecut personal, o știu de la Bruno Gabriel, am mers la mănăstire la Căzărgea. Și acolo, printre călugări, m-am întâlnit pe cel care l-a tot ținut acolo cu canalul. Am stat. Și-a stat acolo de bără. Sfârșit. Dar și acesta a fost un eveniment. Păi, mergă tot trecerea lui interesant. S-au mai dur, așa să zicem. Dar cel mai interesant mi s-a părut o lună și jumătate înainte de a pleca la urmă, când încă era prin focul sau de la cină, s-a văzut o dimineață de la doamna Luminița și de doamna... Da. Până acum. Spun că mi s-a părut mai toată urmă. Dar din acel moment, deci după acea noapte, toată atitudinea Părintelui a fost una, nu că voios, să zicem așa, să-i caracterizeze starea. Într-o bucurie continuă, pur și simplu, probabil că visul a fost extraordinar de real, pentru că starea de zunisa, mă refer la cea mentală, să zicem așa, s-a modificat. Nu când n-a fost negrit în spunatul Domnului Ferse, dar efectiv s-a văzut că visul acela a fost la un impact deosebit asupra Dumnezeului. Care l-a călăuzit până când a făcut și altul călătorile acelea. Dar eu personal, înainte să mă călătorile acelea, într-o duminică,
Mai câte rămas, pentru că mi-a spus aici, unde de stau, cum am amintirea, întreabă el un trân, așa, și-a pus masa afară. Și am rămas cu simția asta, am întrebat la masă. Din ce nu, am de fapt, pe la piramidă, pentru că aveau un mod de a lucra, pe care nu pot uita niciodată de când văd că puțin se făcea, deci venea și ție să mănânci, dar punea prețiozitate deosebit de ceea ce făcea. Modul cum mânca părintele care era ardei, de exemplu, nu pot să, aparte că nu pot să descriu, dar era unic. Deci, n-am cuvinte. Și îi spune, am trăit 85 de ani și după 85 de ani pot să-ți mărturisesc că cea mai mare virtute a omului, cu părerea mea, este răbdare. A fost publicitor, adică mi-am dat seama că trăia efectiv după acesta, adică era răbdare. Când intram cu părintele, mergeam la librărie, de exemplu. Când intram cu librărie, știam nimic, dar nu știam cum mai ies. Pentru că trebuie să stea o jumătate, nu trebuie să stea și 4 ore sau 5 ore. Deci la cât, poate citea o carte, ți-o mai date, chiar acolo, librărie. Și mă duc aminte, am fost urată. La librărie, în sud. Asta, din centru. Spatea la universitate. Și n-am putut să intre bine, primesc un telefon de la firmă, a venit garda financiară, din supra-garda, deci erau 4-2, cum vin de obicei, o listă foarte mare de orice. Și mă duc și răspuns părintele. La care părintele mi-a zis, frate, stai și te rog, lasă-mă să zic. Așteaptă telefon de acolo, nu mai sunt la lucră, te face deja. Și am stat o oră, am stat două, intrase deja într-o a treia. Și cum trebuie să mă dărește de pe ce haide să mergem. Ei, n-am avut ca să ieși din părinte, că mi-am pus telefon de la firmă. Domnul Avram, nu s-a întâmplat nimic. Nu ne-au luat nici oameni. Ba mai mult decât v-ați făcut un training cu toți contractii pe care le avem în firmă, să le explice cum să se poate cu organ de control, ce trebuie să prezinte ca să fie bine și așa mai departe. Nu poate să fie o
pe care să-l amintesc cu tristețe. Și timpul m-a dovedit lucrul acesta. După ce a plecat la Domnul, eu am primit ascultarea să mă ocup de groapă. Deci, de afară. Din provincia, după recunosc, fără bine, cum aveam la momentul respectiv, am luat tot pământul de la urmă și l-am pus la temelia casei mele. Atunci construiam acasă, deci după asta a făcut o poveste. De 6 ori am cerut binecuvântare și l-am tot respins, până când am ajuns la prețul inițial, la vreo 40%, mai puțin de jumate din prețul care nu ceruse persoana respectivă. Și 7 ori ne-a spus următoarele cuvinte. Ia-o, dar să nu te lovească. Inițial am văzut că e vorba de partea financiară, dar de loc m-a rupit puțin pentru că a fost alte cheltuieli față de cele să stăm fixe inițial. Dar când am început să apară în timpul sedimentului gânduri ce culoare să fie ușile alea, trebuie să fie fereastra aia, să mai știu ce, atunci am realizat, de fapt, la ce se referea părintele, dar era prea târziu, făcuse pasul, în sfârșit. Bun. Și era un loc de groapă. Iau pământul, care acolo, și mă duc pentru organizarea pământării. La ce să mă duc? M-am dus la vârf, la Institut Amarul, legele cimitirilor. Ce puțin era atunci, cum mă duc. Și am uitat. Și nu privește așa că spus. Mă lasă să vorbesc. Mi-am explicat, de părintele așa. Vreau să-i lasă ceva extraordinar de frumos, să fie frumos, să fie frumos. Dar și încercam să-l negociez. La care mă gândește, mă lasă să vorbesc așa de 10 minute. Și mă pus și zice, la un moment nu te costă nimic. Absolut nimic nu mă costă nimic, pentru că părintele este cel care mă prima speștea mea cu 10 ani când am început afacerea. Și l-am mers deși cu mine, l-am mers. Extraordinar de mine. Și nu am costat nimic. Dar au fost flori, cum n-am văzut niciodată, deci flori și tot ce s-a mutat, am mutat alea, cu știu ce mai departe, a fost lucrurile sau au fost impecabile. Știți că lucrurile au fost funerale naționale? Au venit foarte multe cu sportul, pentru că acum nu vreau fost președinte, mai mult mai zic. Nu. Așa? Și cel mai important lucru care mi s-a vorbit la comentarii, la care se popularizează extraordinar de medicină, a fost aurora de jurul soarelor. S-a făcut câteva poze acolo pe unde am ajuns cu ce implicații. Nu mi-a zis. Dar a fost, după părerea mea, un minut extraordinar de mare. Că era senin. De, am ceva filmare de la comentarii, sub anterioară de aceea, că sper să nu știu. Deci, la doamne, după asta, până nu am ajutat și n-am afirmat. Să apară acel semn, nu știu, nu poate fi explicat. Deci, eu este așa. Și care n-a fost, nu înțeleg ce n-a fost popularizat în mod. Adică nu pot conține. Da. Sunt multe lucruri care este o limită la care vreau să vorbesc, pentru că o să vă lucrul ăsta, în măsură ce spun lucruri mai, să zicem, mai minunat, mai, care a fost din lucru, pentru mine și din exterior, că sunt percepute așa, sper că e clar. Și am luat decizia mai să nu am în sensul ăsta nici în puterea Domnului, să nu le spun. Dar lucrul acesta pot să-l afirm. Că afară după 10 de mărturii ale unor oameni de când aveau vreo de 15 ani, care l-au bucat ceva și s-a primit acea rugăciune, după visurile pe care le-au avut, sunt convins că sunt Sfinte Mărturii. Acum, eu nu cred că ceea ce spunea Părintele Mutaspele de acum un an de zile, când va trebui să plecați din această viață, ca să-i constatăm acest lucru. Și de ce? Pentru că sunt mulți sfinți care s-au descoperit la ce l-au văzut și sunt atemporate. Eu așa cred.
Și pe vreau să spun, Părinte Constantine, roagă-te la Dumnezeu pentru noi, Părinte. Amin. Să ne uitați pentru emoții și o să revenim cu întrebările după ce va vorbi și fratele nostru Adrian. Adrian Lucar.